Hei, salut, ce mai faci? Sper că ești bine. În primul rând îți mulțumesc pentru că urmărești acest videoclip. În al doilea rând vreau să spun că acest videoclip va fi de fapt un fel de retrospecție. Îți voi spune ce am învățat într-un an și câteva luni de când filmez videoclipuri pentru Școala Vieții. Chiar m-am uitat acum pe YouTube și primul videoclip publicat a fost în august. În august 2013, bineînțeles, eu filmam de 2 luni înainte, de august 2013, dar doar atunci au fost gata montate filmulețele pentru a le putea pune pe YouTube. Și am filmat mai bine de 100 de episoade în fiecare săptămână, în fiecare sâmbătă m-am disciplinat să filmez. Și acum mă uit în urmă și îmi dau seama de câteva lucruri grozave pe care le-am experimentat. În primul rând, îmi dau seama că cel mai bun lucru din viața mea pe care l-am făcut a fost să filmez aceste videoclipuri. De ce spun asta? Pentru că asta rămâne în urma mea. Dacă eu ar fi să plec din lumea celor vii astăzi, dau un exemplu, a rămas ceva valoros în urma mea, ceva de valoare, ceva care poate să facă viața mai bună celor care vor urmări aceste videoclipuri. Al doilea lucru care l-am învățat de când am Școala Vieții este că am învățat ce înseamnă fericirea. Și fericirea înseamnă să-i faci pe alții fericiți. Nu am făcut acest videoblog pentru bani, pentru profit. De fapt, nu am făcut un profit cu videoclipurile pe care le fac. Dar profitul care mi l-au adus aceste videoclipuri a fost un profit spiritual, să spun așa. Să fac aceste videoclipuri și să primesc mesaje de încurajare de la tine sau de la oameni ca tine care l-au urmărit și pe care i-au ajutat, este cel mai frumos lucru pe care poți să-l experimentezi. De ce? Pentru că asta te face fericit. Vezi, poți să câștigi bani. Am câștigat bani, am pierdut bani, în general vorbind, dar banii vin și se duc. Pe când fericirea este cea care rămâne. Un alt lucru pe care l-am învățat și care m-a ajutat este că filmarea acestor videoclipuri mi-a dat foarte multă încredere în mine și foarte mult curaj ca să încep să țin seminarii de dezvoltare personală. Și la data în care eu filmez acest videoclip, și anume data de 13 octombrie 2013, am ținut deja 4 seminarii și mai am o invitație care am primit-o aseară pentru un seminar peste 2 săptămâni. Voi ține un nou seminar, trezește campionul din tine. Și poate că toate seminariile acestea n-ar fi fost posibile dacă nu m-aș fi forțat pe mine însumi ca să filmez aceste clipuri. Și apoi un ultim lucru care eu mi l-am notat și pe care vreau să ți-l împărtășesc. Am avut foarte mult de învățat de la mine. Nu știu dacă sună ciudat sau vine să crezi ceea ce spun acum, dar este o vorbă care spune că devii ceea ce înveți pe alții. De multe ori m-am minunat eu însumi de modul în care exact într-o situație de criză sau într-o situație în care aveam nevoie de un sfat, mi-a venit în minte exact sfatul sau recomandarea pe care eu am dat într-un videoclip de-al meu. Cu alte cuvinte, am fost încurajat de propriile mele cuvinte, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Acum, ceea ce îți recomand eu să faci, dacă vrei să fii un om mai fericit, dacă vrei să-ți meargă mai bine, gândește-te ce poți tu să oferi lumii, ce poți tu să oferi celor din jurul tău, cum poți să ai un impact pozitiv în viața lor. Eu asta am vrut să fac și asta am făcut și am realizat. Am vrut să aduc valoare, să am un impact pozitiv în viețile celor care mă urmăresc. Și bazându-mă pe toate mesajele de încurajare și pe toate comenturile voastre, ale tale, vreau să spun că am reușit să aduc valoare. Am făcut lumea puțin mai bună. Puțin mai bună. Și odată cu trecerea timpului, eu devin tot mai bun, pot să aduc mai multă valoare, pot să aduc un impact pozitiv în viețile mai multor oameni și, într-un mod indirect, voi fi tot mai fericit. Gândește-te și tu, ce poți face, cum poți aduce un strop de fericire pe lumea aceasta. Eu sunt Daniel, aici este Școala Vieții, îți mulțumesc pentru că m-ai urmărit. Te rog să răspunzi la această întrebare printr-un comentariu mai jos. Tu cum
vei face lumea aceasta un loc puțin mai bun. Nu uita să te abonezi, nu uita să împărtășești acest videoclip cu prietenii tăi de pe Facebook, bineînțeles dacă îl găsești util, și ne vedem data viitoare. Salut!